armonie era în casa copilăriei tale? Nu era nici armonie, nu. S-au certat mereu ai mei. S-au bătut, efectiv. Cât de frumoasă ești! Pentru prima dată te-ai îndrăgostit atunci când erai în facultate. Și m-am îndrăgostit fără folos de o colegă, Maria o chema. De ce fără de folos? Pentru că nu s-a lipit. Nu te plăcea? Eram eu nașpa, sincer. Eram un nasol cu multe coșuri, cu părul creț așa. La Constanța nu te-ai mai îndrăgostit? M-am îndrăgostit a doua oară, cu folos de data. Da? Da. Nu prea rezistă relația. Acum din februarie iar m-am despărțit, sunt singur. Încep să-mi zic că mie fă-mi un copil, fă-mi ceva, să am o grijă aici, fă-mi o afacere de... Eurovisionul ți-a schimbat viața? A fost pentru mine miracolul vieții mele și în momentul în care am ieșit de pe scenă, după cele 3 minute, am izbucnit într-un plâns că n-a zis nimănui nici în ziua de azi. Și mama? Ea era în comă, a avut cancer la ficat și a doua zi deja s-a stins. Tu cum te vezi peste 10 ani? Mega star mondial, eu așa visez, America la picioare, foarte fericit. Tătic? Îmi doresc vreo 12. Grăbește-te!